Aflăm astăzi la Lainici, într-un frumos cadru. Lainici, o mănăstire deosebit de frumoasă, situată în Valea, pe defileul Jiului. Alături de mine este starețul mănăstirii. Bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit! Am revenit la dumneavoastră pentru că am dorit să discutăm despre sărbătoarea de Crăciun. Pentru că iată că sărbătorim Crăciunul și mulți dintre noi încă nu știm cu adevărat ce sărbătorim, ce este Crăciunul, ce importanță are și ce însemnătate mai este pentru oamenii din ziua de azi? Crăciunul și, în esență, creștinismul, pentru că, la urmă urmelor, vedeți, suntem în anul 2023 de la nașterea lui Hristos, care marchează începutul unei ere creștine, adică de la Hristos, era creștină de la Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos, cum se spune, împarte omenirea în două, înainte de Hristos și după Hristos. Și după era aceasta creștină, toate continentele, toate popoarele lumii, s-au aliat, să spunem așa. De aceea, nașterea lui Hristos și venirea lui Hristos în lume este un eveniment major, fundamental pentru istoria mântuirii neamului omenesc. Și aceea este o taină foarte mare, pentru că e vorba de Dumnezeu, e vorba de spiritualitate. Și când vorbim despre ceea ce este imanent, este pământesc, este fizic, este palpabil, e cu totul altceva. Avem măsurători, avem grade de comparație, avem cadrul nostru, să spunem așa, logic și omenesc. Pe câtă vreme că vorbim despre spiritualitate, despre transcendență, despre metafizică, e cu totul altceva. Și atunci trebuie să ai și o pregătire, să ai și o percepție, să ai și o stare, și mai ales când se vorbește despre spiritualitate. Starea aceasta care este invizibilă, dar ea există. Starea noastră sufletească, simțirile noastre pe care le avem în interiorul nostru. Și de aceea, când vorbim despre Hristos, când a venit pe pământ, e foarte greu să înțelegem, pentru că vedem în tablouri de cele mai multe ori Maica Domnului și cu dreptul Iosif tânăr, ca și cum ar fi o familie oarecare. Însă este o mare taină aici, e greu de înțeles și inclusiv nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca om. Pentru că atunci când vorbim despre Iisus Hristos, vorbim despre o persoană divino-umană. Deci este în același timp și Dumnezeu și om. Se spune că Iisus Hristos este a doua persoană în cadrul Sfintei Treimi și e născut din veșnicie, din tată, fără de mamă, și după aceea este născut ca om, din mamă, fără de tată, din Fecioara Maria. Deci nu e ușor să înțelegem acest lucru, nici oamenii. Putem fi noi și oamenii bisericii, dacă nu punem puțin așa mintea osul, la contribuție, da. Osul la lupta duhovnicească și mintea, cum spune, la contribuție, nu poți să înțelegi așa ușor. Deci în Sfatul Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl hotărăște ca să trimită pe Fiul Dumnezeu pe pământ, pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că, așa cum se cunoaște în Cartea Afacerii, Dumnezeu când a creat pe om, l-a pus acolo pe Adam și cu Eva, A făcut întâi pe om, după aceea a făcut-o pe Eva, ca să fie ajutor, și au stat împreună, nu se știe câte sute și mii de ani, nu se știe. Noi calculăm acum ca și cum ar fi ere geologice, zile create, sau se spune că sunt 7000 de ani, 7 veacuri, și al 8-lea veac este veacul veșniciei. Dar astea sunt simbolice. Numerologia noastră, sau să spunem după gândirea noastră omenească, nu putem ști niciodată cât. Cert este că au stat împreună amândoi în Rai și la un moment dat știm episodul ispitei din Paradis, când diavolul intră în șarpe și începe să o ispitească pe Eva. Intră în dialog cu ea, pentru că la începutul creației, Adam și cu Eva avea un limbaj comun, sau nu un limbaj comun, înțelegea toate greurile creaturii lui Dumnezeu. Adică vorbea și cu animale, și cu șarpele, și cu elefantul, și cu păsările, și cu toate creaturile. Animalele înțelegeau, da, absolut, adică tot. L-a făcut pe om ca un rege al creației. Rege al creației. Cum spune psalmistul David foarte frumos, că omul în cinste fiind n-a priceput
și s-a alăturat de obitoacelor celor fără de minte sau asemănat lor. Adică omul în cinste fiind regea creației mare, toată creația era la picioarele lui, toți îl ascultau, toate animalele, totul, păsările, toată creația, Dumnezeu îl asculta pe Adam, el era regele creației, era conducătorul. Dar de aceea spune Psalmistul David că omul în cinste fiind n-a priceput și s-a alăturat de obitoacelor celor fără de minte sau asemănat lor. Căderea la Adam și căderea noastră tuturor. Când cădem în păcate, adică în păcate iraționale, adică călcăm rațiunea în picioare și atunci devenim iraționale prin ceea ce facem. Și atunci intră diavolul în șarpe și intră în dialog cu Eva, spune Eva, tu faceți ce vrei aici, ai, da, Dumnezeu a spus să facem ce vrem, dar noi să nu mâncăm din pomul acela, că dacă mâncăm vom muri. Dar atunci șarpele, diavolul prin șarpe spune, nu Eva, nu e adevărat. Să știi că dacă vei mânca din pomul acela, vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște bine și rău. Și atunci Eva a căzut în îndoială, în primul rând. Aceasta este, sunt treptele psihologice ale oricărei tentații, care și noi avem provocări zilnice în sensul acesta, adică sunt trepte psihologice în care cădem. Și așa și Eva, săraca, întâi a avut, în primul rând, a surprins această chestiune și făcea curiozitate. Oare așa să fie că dacă voi mânca din pomul ăsta care Dumnezeu a spus să-l mâncăm, voi fi ca Dumnezeu? Și deodată, deci curiozitate, după aceea dorința și după aceea a călcat porunca efectiv și a și mâncat din pom, i-a dat și lui Adam. Și în momentul când au mâncat, amândoi au început, li s-au deschis ochii. Spre să cunoască rușinea, da, și goliciunea. Și automat și-au pus frunze în jur și s-au ascuns pe sub pomii raiului. Atunci Dumnezeu, în răcoarea serii, îi caută pe Adam. Adam, unde ești? Adam s-a ascuns de rușine. Era rușinos, se stă pe sub pom și cele din urmă iese de sub pom și spune, Doamne, aici m-am temut de Tine, m-am rușinat de Tine, Doamne. Dar, Doamne, de ce te-ai rușinat? Nu cumva ai călcat în porunca care ți-a spus să nu mănânci? Da, Doamne, așa este. Așa este. Femeia care mi-a dat aceasta m-a îndemnat. Aici e o chestie foarte interesantă, cum spun Sfinții Părinți, că dacă Adam a fi zis atunci, da, Doamne, așa este, am greșit, iartă-mă, Doamne. Și dacă spune iartă-mă, poate Dumnezeu îl ierta. Dar n-a cerut iertare, ci s-a dezvinovățit, s-a disculpat. A dat vina pe Eva. Adică ea m-a îndemnat. Cam așa, vedeți, aceea stare avem noi toți oamenii. Toți avem sentimentul acesta de a ne dezvinovăți. Când te vinovățești cineva cu ceva, nu spui, da, așa este, iartă-mă, sau da, am greșit. Rar sunt oamenii care recunosc. Nu, încearcă imediat. Chiar un copil, cel mai mic copil, dacă e un copil de 3-4 ani, îl acuz de ceva, nu a făcut. Are tendința de a se dezvinovăți. Vine de la Adam această chestiune, vedeți, genetică, nu, firea noastră omenească. Și atunci Dumnezeu, sigur că Adame, iată, vei fi alungat din rai, în sudoarea fețele vei mânca pâinea ta, spin și pălămidă, vă da pământul, și după aceea urmează toate repercusiunile asupra întregii creații. Pentru că și Adam, în primul rând, pierde nemurirea, pentru că l-a făcut pe Adam și pe ea, i-a făcut nemuritori și a spus că dacă mânca, veți muri. Și deci ei au mâncat și atunci a venit moartea ei. Și atunci a apărut. Deci nu mai putea să fie nemuritori. După aceea se spune că s-a alterat toată creația. Toată creația s-a alterat. Nu s-a stricat, ci s-a alterat. Și atunci au fost aruncați din rai, a venit pe pământ și după aceea a stat mii și mii de ani și Dumnezeu când i-a alungat din rai le-a făgăduit un răscumpărător. Pentru că le va trimite un mângâietor care va zdobi capul șarpelui. Și adică pe Iisus Hristos le-a făgăduit un răscumpărător Dumnezeu. Și oamenii, și toți oamenii Vechiului Testament, toți prorocii drepti Vechiului Testament așteptau pentru că a prorocit că Dumnezeu a trimite un răscumpărător. Adică cineva să reabiliteze această greșeală. Să îmbuneze lumea și cumva să-i dea posibilitatea de a se întoarce nou în paradisul pierdut, știți? Și atunci a așteptat oamenii mii și mii de ani, toți prorocii, profeții au profeții că va veni un Mesia, un Mântuitor, un Liberator, toți neamul evreiesc din care trebuia să se nască Iisus, așteptau, au înțeles că va veni un eliberator în sensul un conducător pământesc, adică să conducă cu sabia, să domine lumea. Dar Iisus a venit cu totul altceva. A venit, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca un om al dreptății și un om, adică Dumnezeu să schimbe spiritualitatea, exact, să schimbe interiorul omului, nu exteriorul. Pentru că exteriorul rămâne același, permanent. Dar interiorul, adică măcar să ai idee cum să fie interiorul tău, cât de frumos să strălucească interiorul, ca să rezoneze așa cu Dumnezeu care este în tine, cu sufletul care este în tine. Și atunci, deci Mântuitorul, deci din sfatul veșniciei, a trebuit să vină cu 2000 de ani.
Și sigur, e lucru foarte mult de spus aici, când a prorocit cu 300 de ani înainte de Hristos, dreptul Simeon, la un moment dat, Ptolomeu Filadelfu, împăratul Egiptului, a comandat să se traducă Biblia și a tradus Septuaginta în mai multe, și a chemat acolo 70 de învățați și mai învățați oameni ai lumii aceea, să traducă, și atunci a ajuns la capitolul la Isaia, capitolul 7 cu 14, când spune, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Și acest Simeon, cum se spune, că iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Pentru că dacă arată în pântece, ai avut o relație cu cineva, nu mai ești fecioară, ești femeie. Exact. Și ai pierdut fecioria. Și atunci dreptul Iosif acesta, traducător la Septuagintei, a îndrăznit și a corectat. Și spune așa, iată, femeia va lua în pântece și va naște fiul. Corectează, după aceea mai traduce mai departe și se duce, se culcă. Dimineața când merge la masa de lucru, vede acolo, iar schimbat în text. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Și atunci, ce este Iosif? Dar ce va fi cu asta? Și iar șterge, și iar vede. Și atunci s-a dat seama că este de la Dumnezeu acest lucru. Deci, cu adevărat, că nu este un nonsens și nu un necesar. Cu adevărat, deci fecioara o lua în pântece. Și atunci, la nașterea Domnului, asta s-a înțeles. Adică, când trebuia Iisus să se nască, trebuia să găsească, în primul rând, cea mai sfântă ființă umană de fața Pământului. Și a fost Maica Domnului, Fecioara Maria, care, așa cum știm, ea a fost născută la bătrânețe către Ioachim și Ana, la 3 ani de zile au dus-o la templu, pentru că așa au făgăduit că dacă le va da un copil, îl va afierosi templul, îl va duce la templu, îl închina lui Dumnezeu. Și a dus-o pe această tânără fecioară, copilă de 3 ani de zile, în templu, și pe aceea au și murit la o perioadă foarte scurtă, Ioachim și Ana, și atunci a rămas Maica Domnului orfană, Fecioara Maria a rămas orfană. Și se spune că de la 3 ani i-a stat în Sfânta Sfintelor, în templu. Adică ca și cum ar fi altarul în biserica noastră, unde preoții, exact, preoții intră. Deci acolo Fecioara Maria intra în Sfânta Sfintelor. A fost singura femeie care a fost. Care, nici arhierei nu avea decât o dată pe an să intre acolo. Și numai că a intrat acolo, ci a stat acolo și venea îngerul și o hrănea. Asta e foarte mare, mare chestiune. Spunea îngerul și dea hrană cerească. Și Maica Domnului se spune că a depășit și legile firii. Ea mai nu consumat ceva omenesc, nu avea nevoie de fiziologie umană. Deci, dacă se hrănea spiritul, era suficient pentru corp. Asta este. Și atunci e o mare, deci a trăit în minune, deci Maica Domnului s-a născut prin minune la bătrânețe către părinți, după aceea toată viața a fost ca ceva nepământesc, a fost ceva suprafiresc, viața ei. Și după aceea, cum se întâmplă cu fecioarele acelea, așa era obiceiul la evrei, ca cine vrea să ducă fetele la templu, acolo era ca și o școală. Se școlau să învețe meserii, să scrie, să citească, să facă cele la templu și erau, slujeau la templu acele fecioare. Și la vârsta de 15 ani, le luau părinții înapoi acasă și le căsătoreau. 15-16 ani, așa se căsătoreau, foarte tineri. Confundă oamenii în ziua de astăzi sărbătoarea Sfintei Crăciunul, nașterea lui Iisus Hristos, cu Moș Crăciun și cadourile? Pentru că mulți părinți au tendința să învețe copiii de mici că vine moșul în această perioadă și mai puțin de nașterea lui Iisus Hristos. Da, oamenii la fel nu înțeleg, distorsionează adevărul și se asociază aceste chestiuni de sfârșit de an cu Moșul Crăciun, care în special asta a venit, această tradiție, în ultimii 300 de ani. A venit din Occident ca să fie dar. De ce? Pentru că în esență și la origini este Iisus Hristos. Este acel dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii. Deci Sfânta Treime l-a făcut pe Iisus Hristos ca dar al omenirii. Cum spuneam înainte, deci Fecioara Maria rămâne însășată de la Duhul Sfânt. E ceva suprafiresc. Adică nu o relație ca un om, ci pur și simplu de la Duhul Sfânt. Adică ca o energie care a intrat în ea, și atunci Iisus Hristos se naște de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria. Deci se naște din pântecele Maicii Domnului, deci se naște din mamă, dar fără de tată, Iisus. Și atunci, deci, Iisus este o persoană divină umană. Și El a fost un dar adus omenirii. Ce ar trebui să ținem cont de faptul că întâi sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos și ulterior, da, e frumos. Inclusiv cu Crăciunul, pentru că e denaturată ideea asta aceasta, despre, să spunem că e Crăciun. Au fost fel de fel de ipoteze etimologice de unde vine Crăciun. Îmi spunea creațiune, din creațiune, din latină, din ungară și după aceea, mai concret, așa, se spune că ar veni din limba greacă, Cala Christugena, genesis, a naște, Cala Christugena, adică să ai o binecuvântată a nașterii Domnului.
o zi, o zi bucuroasă, bună, frumoasă, o zi are frumoasă. Are și legătură cu numele Cristian. Păi de asta, sigur. De da. Cristian vine de la Hristos. Creștinism vine de la Hristos. Hristos este Cristian, este Cristina, este Hristos, este creștinism de la El, de la Hristos. Și atunci și Cristugena, adică na, să ai o bună naștere a lui Hristos, bună naștere, de aceea Cristugena. Și nu zice Crăciunul. Nu neapărat de la creațiune, cum se spune, mai degrabă de în limba greacă, Cristugena, Kala, Cristugena. Și aceasta este și salutul la popoarele, la greci, de exemplu, dar noi români am rămas cu această tradiție occidentală, se spune Crăciun, după aceea cu moșgerilă, cu daruri multe, iarăși se asociază chestiunea cu Sfântul Nicolae, care se servează pe 6 decembrie, și Sfântul Nicolae, prin excelență, a fost un dăruitor, a făcut mult bine, dăruitor copiilor, cum știm în viața Sfântului Nicolae că a făcut minuni, a ajutat acele tinere fecioare să căsătorească și deci în special este dăruitor Sfântul Nicolae și așa aproape de Crăciun și atunci i-au asociat și Sfântul Nicolae cu nașterea lui Hristos ca dar și după aceea darurile pe care a adus magii de la răsăritul lui Hristos când a venit, a adus daruri. Asta este un obicei oriental în general, când te duci la cineva să-i dăruiești ceva, un cadou. Vedeți că în Occident nu este această tradiție. Nu este această deschidere, această dragoste, această agapă creștină. De exemplu, când la noi din perioada primară a bisericii este agapa creștină. Toți oamenii care mergeau la biserică, după aceea, după biserică, se împărtășeau și participau la agapă. Chiar m-a impresionat foarte interesant când am fost la Ierusalim în 2017, ultima dată, ieșind de pe partea de aur, din poarta Ierusalimului spre grădina Maicii Domnului, așa, spre Ghetsimani, la un moment dat se aude o muzică foarte interesantă, așa, se asemenea cu a noastră veche. Și cât mai aproape, lângă mormântul Maicii Domnului, acolo, Ghetsimani, pe poiană, lângă măslin, printre măslin, erau o mulțime, câteva sute de africani îmbrăcați în alb și jucau hora. Exact așa cum jucam noi. Și cânta cineva și se asemenea foarte mult cu balade doi noastre românești. Dar după aceea se luau braz de braz cu să joacă la noi o horă de mână. Da. Așa și ei se jucau și cântau africani aceștia. M-am dus la ei mai aproape și am întrebat de unde sunt. Etiopia, ortodox, da, sunt ortodox și au fost la Sfântul Mănânc. De acolo și asemănarea, probabil. S-au împărtășit, da. Și după aceea s-au împărtășit, au mers acolo la Ghetsimani pe poiana aceea și au cumpărat prin catering mâncare și au făcut un fel de agapă creștină. Și jucau și cântau cântece tradiționale. Deci foarte asemănătoare cu ale noastre. Că și la noi, până în vechime, la hramurile mari, făceau după slujbă sau după duminica, făceau agapă și o horă decentă. Nu indecentă, o horă decentă se făcea și la noi românii. Și tocmai din Africa, din Etiopia, era chestie foarte asemănătoare cu noastră românilor. Cât de tot ați amintit de post și de împărtășanie, ce rol au aceste două în această perioadă a Crăciunului? Cum ne ajută să ne apropiem mai mult de biserică și de Dumnezeu? Deci postul, în primul rând, postul, într-adevăr, în cele patru posturi de peste an, e o tradiție și românească și peste tot, adică omul când ține post, trupesc de la alimentație și de la tot ceea ce e păcătos, pentru că atunci când ții post, postul înseamnă înfrânare, înseamnă nemâncare și nemâncare numai de hrana materială fizică, ci și de cealaltă. Da. Adică trebuie să fim atenți cu ceea ce ne hrănim. Ne hrănim și cu apă, cu mâncare, ne hrănim cu informație, ne hrănim dacă citim ceva, cu dacă ascultăm ceva. Și atunci, sau dacă ne rugăm, deci tot o hrană. Și atunci omul, depinde, trebuie să fie atent cu ce se hrănește. Să se hrănească cu ceva otrăvitor, cu ceva care îl contaminează, îi face rău. Și atunci omul de aceea să postim. Adică, când țin post, uite, țin post de la mâncare, în primul rând, dar țin post, uite, nu mai duc, nu mai joc, nu mai dansez, nu mai mă duc la petreceri, țin post, nu mă uit la televizor, stau liniștit și ascult o emisiune altă cuvincioasă așa și spirituală sau pun așa și o carte, nu mai fac alte lucrurile, chiar dacă mă provoacă cineva la rău, eu trebuie să răspund cu bine, să nu le postez cu rău și atunci, deci, să încerc să mă corectez cât mai mult în bine. Asta înseamnă a posti, deci să postim cu toată ființa noastră. Și în familie, și la școală, și la servici, și peste tot, să fim oameni păstori, adică să ne înfrânăm la tot ceea ce este negativ. Asta, deci în posturi, în primul rând, și după aceea să ne împărtășim, pentru că atunci când postești, adică te postești, îi igienizezi ființa ta. Asta înseamnă a posti, a igieniza. Exact ca și cum te
când te faci un duș, te speli, te îmbraci cu haine curate. Așa cu sufletul și cu corpul. Sufletul, da, ținem postul, după aceea ne spovedim, ne curățim de păcate, igienizăm și după aceea ne împărtășim. Culminează cu Sfânta Taină Împărtășeană. Care Sfânta Împărtășeană este medicamentul Taina Tainelor. Foarte important, adică Împărtășeană este cea care îți dă imunitate și spirituală și trupească. Dar dacă postim doar cu alimentul și cumva sufletul nu ni-l înfrânăm. Păi trebuie să înfrânăm tocmai de asta, adică ca să fie o corelare. Se mai ține cont de acel post suflet, al alimentului? Păi se ține cont, orice, domnul auziți, domnul ține de orice lucru pe care facem noi în numele Lui. Spre bine. Asta, noi, de exemplu, când ținem un post, să facem o faptă bună, să facem în numele Domnului. Eu țin postul în numele Domnului, mă înfrânez în numele Domnului, fac această milostenie în numele Domnului. Adică numele Domnului spiritarea păcatelor mele. Sau în numele Domnului spiritarea păcatelor înaintașilor mei. Sau eu destinez ceea ce fac, acea jertfă, acea milostenie, acea faptă bună. E foarte important să gândești, măi, îmi cere cineva ceva, îi dau să fie în numele Domnului spre slava Lui Dumnezeu și spiritarea păcatelor mele. Postul Crăciunului este considerat un pic mai blând decât cel al... Da, în sensul că e foarte multă dezlegare la pește, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 21 noiembrie până la 20 decembrie. Deci timp de o lună de zile se dezleagă fiecare sâmbătă, duminică, sărbători cu cruce roșie, chiar și cu albastră, unde sunt acolo consemnate. Adică se vește și fructe de mare, deci mai ușor în sensul acesta. Copiii de la ce vârstă pot posti și se pot apropia așa ușor de, deci, apropierea, de viața spirituală? De ce se întâmplă? Aici e un lucru foarte mare. De viața spirituală copilul se poate apropia. Știți de când? Din pântecele de când se naște. Din pântecele mamei. Deci mama fiind gravidă cu copilul în pântece, ia toate stările și se transmit copilul. Știți foarte bine că copilul acolo, timp de 9 luni de zile, se dezvoltă și primește tot ceea ce-i dă mama. Stările ei, sufletești, bune sau rele. Bucurie, negative, da. Bucurii. Tot, mama, dacă citește, dacă se roagă, dacă merge la biserică, se împărtășește și ea, se împărtășește și copilul. Deci, cu alte cuvinte, viața spirituală a omului începe din pântecele mamei. Punct. Și ar trebui să cumva să insuflăm și e foarte important, da. Deci asta de acolo începe, din pântecele mamei. După aceea, vedeți, este o evoluție permanentă. Evoluezi timp de 9 luni de zile în pântecele mamei, după aceea te naști, mori din pântecele acea, din mamă, nu mai ești din pântecele, ești din pântecele mamei, ești într-o altă viață, iar evoluezi. Ai 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20 ani, 70 de ani. După aceea încetezi din viață, dar cu trupul merge în pământ, datorită păcatului strămoșește, vorbeam, dar sufletul merge mai departe. Evoluează. Sufletul este nemuritor și veșnic. Sufletul este același tânăr. La un copil de 3 ani, la unul de 10 ani, la unul de 20 de ani, la unul de 50, la unul de 80 de ani. Sufletul este același. Vedeți că și un om care are 70-80 de ani, el are suflet tânăr, adică dorește și tot ca un tânăr. Exact, doar că puterile. Fizic și puterea îi scad. Și atunci, deci, omul, copilul, viața omului începe de viața din pântecele mamei, după aceea sigur că mama trebuie să aibă grijă permanent. Ea trebuie permanent, mama și tata, să-l poarte în rugăciune pe copilul lui, pentru care un an, doi, trei, trebuie să roage pentru el, să meargă cu el la biserică, să-l împărtășească, să-l miruiască cu Sfântul Mir, să-i dea gheață pe nemâncate, să-i citească rugăciuni când doarme, să-l închine, face cum te faci cruce, să faci Sfânta Cruce pe tine. Pentru că atunci când faci Sfânta Cruce, te pecetuiești cu Sfânta Cruce, trupul tău. Faci cruce pe copilul tău când se culcă seara. Faci cruce pe perna pe care dormi. Faci cruce pe paharul de apă pe care îl bei. Faci cruce pe mâncarea pe care... E o binecuvântare. Adică și dumneavoastră, toți aveți puterea aceasta. Există în teologia dogmatică preoția sacramentală care avem noi preoții și după aceea există preoția universală. Adică orice om deci poate chiar și noi putem binecuvânta. Păi asta este. Dar cu ce, nu cu binecuvântarea preotului, ci cu cele 3 degete. Noi, dacă ne închinăm, ne binecuvântăm pe noi. Ne închinăm ceva, binecuvântăm acel loc. Toată lumea are, orice om are dreptul să binecuvinteze, înțelegeți, în sensul acesta duhovnicesc, adică să binecuvinteze și foarte bine să-ți binecuvinteze copilul, masa, casa, gospodăria, totul îți binecuvinteze. Și atunci te rogi, deci copilul fiind trebuie să îl susțin rugăciune tale. După aceea, că numai cu educația, că, și după aceea, deci îl educi, te rogi pentru el, îi spui. Pentru că, vedeți, majoritatea lumii, părinților, nu mai spun copilului, dar puțin sunt care se mai roagă pentru el, sau după aceea puțin sunt care susțin rugăciuni și să aibă răbdare cu el și să, adică să fie foarte atent ceea ce fac ei, pentru că copilul, de regulă, copiază cel mai mult, nu ceea ce spui tu ca tată și ca mama, ci ceea ce faci ca părinte. Ceea ce vede la tine copiază foarte bine. Pentru că îi spui odată, are ținut.
Și dacă mi-a spus a doua oară, el dacă vede la tine că nu rezonezi cu ceea ce spui, atunci... Sau te contrazici în propriile declarații. Și atunci copilul săracu, el prinde cel mai repede. Deci, atenție multă. Deci, educația în pântecele mamei, după aceea când l-ai născut, să ai grijă de el, să te rogi pentru el permanent. Ruga mamei este foarte importantă, așa e pentru copil. Foarte important. Adică, deci, legătura între mamă și copil și între tată și copil este veșnică, este indispensabilă și cum este indisolubilă, am putea spune. Deci, nu se poate niciodată nu se mai despartă. Este întrerupe. Veșnică. Veșnică. Și atunci, de aceea, e foarte important să ai o relație permanentă și e dureros când se întrerup relațiile între părinți și copii. Părinți în vârstă, adică părinții, la un moment dat, unii săraci de ei își blestemă copiii sau îi nenorocesc pe copii. Dacă le-ai blestemat, tu le-ai băgat cu mâinile tale în fundul iadului și l-ai nenorocit pe copil și faci rău tu cu rata de aceea. Orice legătură, orice cuvânt care îl adresezi copilului tău și copilul tău asupra ta are un efect mult mai mare decât îți adresează alt om de pe stradă. Deci exact. O legătură veșnică. Mai strânsă. Care sunt tradițiile, obiceiurile la această sărbătoare? Și păi, cum sărbătorește românul? Românul în general. Deci noi români avem altfel de tradiții. Nicăieri în lume, de exemplu, nu există colindele pe care le-au românii. Nicăieri, nu. Și grecii au ceva, dar nu se asemănă cu nimic. Deci o tradiție la noi, probabil și moștenire antică, așa știți, pe vremea dacilor, la noi, mai ales la poporul român, s-au altoit foarte multe tradiții chiar păgâne s-au moștenit și l-au încreștinat. Cu toate, cu plugușorul, asta sunt chestii păgâne, adică chiar și înainte de Hristos era obiceiul, pentru că era trecerea într-un alt an și oamenii se rugau la cum aveau obiceiul la zeitățile care erau, simțeau o nevoie să se roage divinului ca să le binecuvânteze recolta, noul an și aveau tradiții acestea. Și în creștinism, foarte multe tradiții în aceștia le-au încreștinat. Le-au dat între creștini, le-au schimbat tot sensul. Au împrumutat foarte mult din alte... Da, le-au încreștinat, nu le-au împrumutat. Și așa cum Vechiul Testament este în urmă și Noul Testament îl continuă, îl prelungește și îl desăvârșește pe Vechiul Testament. Adică, înțelegeți? Noul Testament continuă, îl prelungește și îl desăvârșește pe Vechiul Testament. Pentru că Vechiul Testament nu era desăvârșit. Nu venise Iisus Hristos, legea Harului. Și Noul Testament este legea Harului și îl continuă. Și cuprinde, da. Și așa și în sensul acesta. Deci și noi români avem această tradiție frumoasă cu colindele. Că tot mai vorbeam de post, de rugăciune, în afară de a ne pregăti ca bun creștini, cu masa de Crăciun, cu curățenie, ce ar mai trebui să facem spiritual vorbind? Că și ne rugăm, știți cum e, românul este bun mai mult în perioada aceasta sărbătorilor și în restul anului uită să fie generos, uită să facă o faptă bună. Păi asta este. Și în general, acum dacă omul încearcă să fie mai bun în această perioadă, tot e un lucru bun. Dar să încerce cu adevărat și să facă bine, cum să fac, să spun, să facă un bine fără prea mult tam-tam, așa. Că de regulă, foarte mulți români au obiceiul acesta și numai românii, să facă bine, dar cu foarte mult tam-tam, adică cu foarte multă reclamă, să te lauzi. Atunci când te lauzi că ai făcut un bine, ce se întâmplă? Ai luat răsplată de la oameni, te-au aplaudat oamenii. Pe câte vreme, cum spune Iisus, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică, dacă faci un bine... Să facem în liniște. Exact, să nu știe nimeni ce faci. Adică faci în numele, cum spuneam, dai milostenie în numele Domnului pentru iertarea păcatelor tale. Și mai ales acum, în perioada aceasta, e o perioadă dăruirii, adică de cadouri. Adică să dăruiești, să dai. Și nu numai la cei care mai primesc, ci Teana, cauți unde trebuie să dai. Că există foarte mulți oameni care sunt nevoiași, săraci, n-au ce pune pe masă și n-au cu ce trăi. Deci asta e bine. Te duci discret și dai la cineva, faci cadouri cât de mult. Așa cum fiecare dintre noi ne bucurăm când primim un cadou și mai ales când primești, ne uităm ce cadou, cât de consistent este. Dacă e cât mai mare, atât și te bucuri și mult. Dacă e ceva de nimic, nu-l bagi în seamă. Care este de cu milostelea care fac mulți oameni. Treci pe stradă, vezi un amoret, dai un leu și îi dai un leu doi și ai satisfacție că ai dat multe milostele. Este o bucurie că e oferit ceva. Da, dar ideea este că trebuie să, după cum tu te bucuri să te primești un dar cât mai consistent, așa și noi, să încercăm să dăm cât mai mult. Și mai ales să dăm proporțional cu nevoia omului. Adică să vedem, să citim puțin ce e nevoia. Că sunt foarte mulți oameni care au nevoie. Și într-adevăr, a dărui este mare lucru. Este corect expresia aceasta, dar din dar se face rai? Da, e foarte corect. Sigur că e corect. Adică omul când are prea mult, a primit și el, că e dar de la Dumnezeu. În momentul când ai prea mult, este dar.
Nu, oricât de bogat să fi noi, nimeni nu poate spune că am muncit, eu am transpirat și am câștigat o costinela mea. Nu, toate, în primul rând, sunt darul de la Dumnezeu. Pentru că tu, chiar dacă ai un potențial intelectual, un potențial economic, altfel de potențial ai, dacă nu-ți dă Domnul, nu-ți dorește Dumnezeu, n-ai făcut nimic, poți să-l uiți pe zero, să falimentezi. Deci, toate bunătățile pe care le avem, Domnul le dă. Și aceasta ne trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și puțin sunt oameni care mulțumesc lui Dumnezeu. De regulă, toți oamenii cer, Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi asta cu tare, dar puțin sunt care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Puțin. Cum ar trebui să pornească o rugăciune în așa fel încât să fie corectă și cinstită în fața lui Dumnezeu? Cu mulțumirea a tot ceea ce ni s-a întâmplat în ziua precedentă. Întotdeauna. Deci, păi asta și dacă citim atenți rugăciune de seară, să știți că foarte și noi preoți și călugări citești așa rugăciune de seară dimineață fără să fii atent la ele. Dar să fim atent, să ne concentrăm asupra fiecărui cuvânt din textul rugăciunii. Fiecare cuvânt este pus la locul potrivit. Foarte interesant. Numai că e pus, dar are și o încărcătură foarte mare, o încărcătură harică. Și tu te împărtășești, te hrănești cu acele cuvinte. O hrănești spirituală. Și atunci, dacă observăm că totdeauna mulțumim, seara sunt rugăciuni, mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut. Dimineața e mulțumim lui Dumnezeu pentru noaptea care a trecut. După aceea rugăm, Doamne, binecuvântează ziua în care am intrat. Doamne, îți mulțumesc pentru mi-ai dat. Doamne, binecuvântează familia mea, copiii mei, părinții mei, cu tare. Te rogi pentru toți dragii ai tăi. Doamne, ajută-mă să scap de vrăjmași, văzut și nevăzut. Doamne, luminează-mă ce să fac în ziua aceasta. Deci să cerem lui Dumnezeu să-i mulțumim pentru toate și să-i cerem să binecuvânteze ziua. Că sunt foarte multe lucruri. Și atunci, fiecare și e bine să analizăm așa, să nu fim foarte indiferenți la chestiile astea. Că e foarte important să analizezi și atitudinea ta și gândirea ta și logica ta și ceea ce-i cer lui Dumnezeu. Și felul în care te concentrezi în rugăciune. E foarte important, să nu o faci mecanic, pentru că până la urmă, sigur, rugăciunea pornește din suflet. Exact. Să nu fie neapărat cantitativ. Bine că și cantitativ aduce la calitativ. Dar unii rămân numai la cantitativ. Adică citind și fără să fii concentrat. Problema este să te rogi, să spui 5 cuvinte acum, spui din toată inima, cum este rugăciunea lui Iisus, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă pe mine păcătos. Adică puține cuvinte, dar foarte profunde. Și să trăim, adică să și simțim. Pentru că atunci când spui cuvântul, îl spui cu buzele tale, îl înțelegi cu mintea ta și îl treci prin inimă. Adică întreaga ființa ta să vibreze la acea rugăciune. Toată ființa să o concentrezi. Și mintea, și inima, și trupul, și toată ființa ta. Asta Dumnezeu se arată prin oamenii nevoiași, cei care nu prea au, prin animale. Prin orice, Dumnezeu este în orice creație asta. Ne face cumva să ne apropiem absolut, și să ajutăm mai mult? Tot. De multe ori este Dumnezeu în chipul ultimului cerșător, să știți. În chipul ultimului cerșător de pe stradă, Dumnezeu îl trimite ca să-ți vadă inima ta, sensibilitatea ta. Că de multe ori și eu pat. Sunt foarte supărat, poate sunt mai nervos, mai cutare, știi ce? Pentru că e ceva. Și eu, poate și eu sunt, îi burschez, că nu-i dă bine, fac și o greșeală, fac păcat în sensul ăsta. Nu. Trebuie să fim foarte atent. Adică noi să fim atenți la orice creație a lui Dumnezeu, mai ales chipul uman, la orice chip de om, că e amărât, că e boschetat. Chiar și animal. Și animal și tot. Trebuie să avem grijă de orice, să avem milă de orice, pentru că asta este ideea creștină. Milă. Milă. Ce înseamnă chiar milă? Nu jertfă. Hristos spune, milă voiesc, chiar nu jertfă. Adică, soră, chiar dacă, de exemplu, să vă spun, în Vechiul Testament erau farisei și cărturari. Și farisei aceștia erau, respectau legea, foarte, foarte dur, adică nu făceau abatere de la litera legii. Litera legii. Adică respectau, dar n-aveau milă, n-aveau inimă în ei, n-aveau sensibilitate, n-aveau dragoste. Făceau totul mecanic. Cum spune părintele Rafael Noica, moralitate insipidă. Știți? Apa inodoră, incoloră, insipidă. Adică fără gust, fără miros, fără asta. Așa și insipidă, moralitate insipidă. Adică moralitate fără gust. N-are niciun gust. Chiar dacă ești moral, ești cu minte, respecti niște legi, faci rugăciuni, faci orice faci, dacă n-ai milă, n-ai făcut nimic, n-ai sensibilitate. Și de aceea Iisus le-a spus că milă voiesc, chiar nu jertfă. Chiar dacă te jertfești tu, respecti și postul, mergi la biserică, faci unele lucruri cu tare, dar dacă n-ai milă, n-ai făcut nimic. Deci milă este cea mai mare, milă și dragostea. Virtuțile cele mai mari sunt mila, dragostea, smerenia, compasiunea, astea cele mai mari. Chiar dacă, Dumnezeu, chiar dacă zici că ești drept, dar nu, Dumnezeu neapărat vrea să fie. E bine să fii drept, dar nu asta e totul. Ce facem în prima zi de sărbătoare, prima zi de Crăciun? Cum ar trebui să pornească acest început pentru fiecare creștin? Îmi dau seama că eu, cum al bisericii, decât ce pot să recomand, că prima zi a Crăciun să înceapă cu biserica,
cu biserica, adică să mergem acolo, că e ziua de naștere a Domnului. S-a născut. Exact ca și cum noi ne sărbătorim onomastica. Dar noi, ziua de naștere sau onomastica ziua numelui, mă rog, atunci avem invitați și ne petrecem cât mai plăcut, adică să se țin cât mai mult, cât mai bine, să facem pe cât mai mult să simtă bine la ziua noastră de naștere special, da? Și atunci chemăm, invităm și facem pregătiri și așa mai departe. E, dar atunci când e ziua de naștere a Domnului, este cel mai important lucru, adică să-i mulțumim Dumnezeu. Sigur că e foarte greu să înțelegem pe Dumnezeu, cum e Dumnezeu și cum e... Deci e foarte greu, vrăjmașul atât de mult de luptă, să înțelegem această... Că e foarte greu. Credința este cel mai greu lucru să știți. Este cel mai greu lucru să crezi și mai ales să și faci. E foarte greu. Credința nu e ușoară. Nu. Și mai ales să te rogi sau să faci ceva, lucruri foarte grele. Că mulți zic, ce citești acolo? Nu. Ca să te poți să te concentrezi și să trăiești acolo, efectiv, momentul acela și cuvintele și să te hrănești cu ele, este un lucru mare. Și nu, oricine poate să aibă posibilitatea asta și chiar capacitatea. Și acest har și până... Asta că este har și dar. Este harul lui Dumnezeu care se dorește omului. Este harul lui Dumnezeu care se dorește omului. De aceea primim dar. Deci noi primim de la dar, Dumnezeu continuă. Câte minuni se întâmplă cu noi, vedeți? Câte zile se întâmplă cu noi. Uite cum a fost pe defileu la începutul anului, pe defileul Jura. Ați auzit că a fost un accident, a venit o stâncă, s-a desprins o stâncă de la 100 de metri de sus, adică s-a înclinat un arbore și o stâncă s-a desprins sub rădăcina arborului și a venit exact într-o mașină, exact în dreptul șoferului, i-a pătruns prin parbriz, nu s-a spart doar parbrizul, era și în dreapta și în spate altcineva, exact prin parbriz, a venit și a dat în el și l-a omorât. Parcă cineva a ochit și a... Vedeți? Sau după aceea, alții se întâmplă accidente, se dă mașina peste cap, se face mașina praf și după aceea iasă omul, fără să aibă nimic. Pe asta e întâmplător? Deci asta nu este întâmplător. Și cum noi nu avem sensibilitatea asta. De asta spun că dacă am avea sensibilitate spirituală și să ne gândim că, măi, nu fie cum... Să democratize Dumnezeu. Exact. Adică noi suntem ființe umane, nu suntem animale. Animalul n-are suflet, n-are gândire, nu s-o gândim că gata, a murit și nu mai nimic din noi. Nu, suntem ființe umane, avem chipul lui Dumnezeu în noi și noi ne asemănăm cu Dumnezeu prin sufletul care l-avem. Și atunci trebuie să fim, noi suntem peste toate creațiile, cum spuneam la început, peste orice creație sunt noi oamenii și atunci trebuie să fim atenți în sensul acesta și adică orice lucru care se întâmplă nu este întâmplător și Dumnezeu face minuni la orice pas, dar noi nu avem ochi să vedem și să mulțumim pentru... N-avem loc să vedem și n-avem atât pentru cele bune, cât și pentru încercări, exact, pentru că tot Dumnezeu ne încearcă, tocmai ca să ne apropie, da, cumva, de dă semne. Nu că ne încearcă Dumnezeu să cu Dumnezeu, nu vrea Dumnezeu să ne încerce, dar Dumnezeu îngăduie acea ispită de la vrăjmașul. Și noi dacă, orice încercare este ca un examen, auziți? Exact cum merge copilul la școală, își dă examen și le ia, este bine. Așa și încercarea pe care avem, orice ispită, fiecare zi avem în fel de încercări. Așa sunt niște examene spirituale pe care Dumnezeu ne le dă. Le îngăduie Dumnezeu peste noi. Și noi trebuie să avem capacitatea să le vedem și să ne dăm seama să că trecem, totuși... Să nu picăm examene. Că picăm și asta și mâine și mâine și la un moment dat ajunge sfârșitul vieții și rămâne repetenți. N-au luat examene deloc. Cam așa se întâmplă. Deci trebuie să luăm examene. Se împodobește bradul, toată lumea stă în jurul, în familie. Ce reprezintă acest brad împodobit? Bradul, vă spuneam, este tradiție, toate tradițiile acestea, în special în ultimii 200 și ceva de ani, din Occident au venit, dar bradul, în esență, este simbolul veșniciei, pentru că este verde. Verde. Este verde tot anul. Totdeauna. Ca și cum ar fi veșnicia, adică veșnicia nu ne face parte din timp și de spațiu, ci este peste toate depășește și e simbolul veșniciei și mai ales în iarnă, când nu mai este vegetație, acest brad reprezintă dumnezeirea și veșnicia. Și cu toate podoabele, așa cum mi-a plăcut fiecare om, cum simte el, adică la atitudinea fiecare familie își împodobește bradul, cum simte fiecare, ce este în sufletul și în mintea și inima lui, împodobește bradul. Adică se vede, se reflectează imaginea sufletului omului, se reflectează în lucrările sale. Imaginea sufletului sale. Cum îi simțiți pe credincioși în această perioadă? Vin mai des la biserică? Cer ajutor bisericii? Nu putem să spunem că în această perioadă vin mai mulți oameni la biserică sau mai... Nu, nu. Sunt unii oameni care conștientizează și au educație în sensul acesta religioasă, cum spuneam, și nu fac rabat de la treaba aceasta și merg în sensul acesta la biserică. Și după aceea este un duh. Adică trebuie să fim conștienți că sărbătoarea aceasta a noastră Domnului este o stare pe care nu o simțim niciodată în cursul anului. Niciodată. Numai acum o simțim.
acest sărbător, mai ales bucuria de Crăciun, de când eram copii și până acum și până când ne mă duce, este o har al lui Dumnezeu. Harul nașterii Domnului Peștea din Betlehem, care a dus o bucurie întregi omeniri, întregi omeniri, pentru că Iisus, cum spuneam la începutul emisiunii, Iisus a împărțit istoria omenirii două, înainte și după El. Deci este fundamentală axa aceasta cristocentrică de la nașterea Domnului până la sfârșitul veacului, adică până veșnicie. Pentru că axa se naște cu 2000 de ani, Hristos în Betlehem, dar axa merge în veșnicie. Deci timpul să înveșnicește. Adulții conștientizează mai mult cu trecerea timpului și se apropie mai mult de Dumnezeu și de biserică în această perioadă, adică cu cât trec anii și îmbătrânesc, avem tendința să conștientizăm și să ne apropiem, să ne cerem iertare pentru toate păcatele. Deci asta știți că și eu am fost preocupat de chestia asta. La un moment dat întrebam părintele Teofil Păreanu, acum 15-20 de ani, părinte Teofil, dacă ajunge mai vârstă, omul are să devine mai bun, cu tare. Bă, nu devine mai bun. Să știi, cu cât înaintează omul vârstă, cu atât devine și mai rău, pentru că apar neputințele. Adică omul se face la bătrânețe raport de ceea ce face la tinerețe. Ceea ce faci la tinerețe, aceea e la bătrânețe. Adică dacă încerci să experimentezi în tinerețe spiritualitatea, o ai dezvoltată la bătrânețe. Dacă nu încerci, ești indiferent, ești arogant, ești distant, ceea ce pui la tinerețe, aceea e la bătrânețe. E foarte clar. Deci nu este o regulă, ci este raport de cât dorești, cât faci tu pentru tine și pentru sufletul tău. Cum spune acolo, dărime de obândi. Dai voință, iei putere. Dacă dai, primești. Dacă dai voință din tine, adică voința să faci fapte bune, lucrurile bune, atunci Dumnezeu îți va da, îți va umple carul cu toate bunătățile lui Dumnezeu. Ce le recomandați celor care se uită acum la noi? Cum să se apropie, cum să-și educe copiii, să fie mai buni, să se apropie de Dumnezeu, să creadă în această sărbătoare și nu doar în Moș Crăciun? Păi, fundamental, tot ceea ce am spus, astea sunt lucruri foarte importante pentru viață, pentru că viața trece. Viața trece insesizabil la un moment dat și tot ceea ce punem în rucsacul veșniciei noastre, avem faptele bune și mai ales să fie responsabil de toate, de viața noastră, mai ales cu familie, având copii, familie, trebuie să fie responsabil că nu este nimic întâmplător. Vom da seama de orice am făcut în viața aceasta și să încercăm să punem suflet mult, să punem multă voință ca să primim de la Dumnezeu putere și binecuvântare și mântuire veșnică. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit și ne-ați bucurat sufletul cu cuvintele frumoase și pentru că ne-am îndemnat să fim mult mai buni. Cu multă plăcere și noi vă mulțumim că ați revenit pe la noi. Mulțumim frumos!